Înalt triumf al culturii române și al spațiului public liber. Teatrul Național a fost dat pe mâna lui Andrei Șerban. Acolo, pentru prima oară, s-a putut vedea o montare pe care o făcuse, cred, cu 20 de ani înainte în Occident, trilogia greacă, care a fost montată în paralel, în paralelă perfectă, cu ce se întâmpla în piața Universității. La doi pași, un Teatru Național, care, dintr-un instrument, aș fi poate nedrept să spun, de propaganda al partidului, dar în orice caz, intenția lui așa a fost, chiar dacă mulți regizori și mulți actori importanți au transformat această tribună în ceva în care noi puteam încă să experimentăm din aluzii și din texte faimoase, recompunând în noi un spațiu al diversității. Dar Andrei Șerban a venit să transforme această citadelă a unui mod tradițional de a exercita cultura în ceva cu totul și cu totul nou. Și alegerea lui a fost filologia greacă. Și ce vreau să vă reamintesc este că atunci când noi, în spațiu public, lângă Teatrul Național, am redescoperit două valori cruciale ale umanității, care ne pusese interzise. Libertatea, care era în primul rând libertatea de a refuza ceea ce oamenii politici de atunci ne propuneau. Și fraternitatea, ceea ce însemna să redescoperim posibilitatea libertății ca o solidaritate cu aproapele nostru. Aceste două lucruri importante s-au petrecut în oglindă și în Teatrul Național. Ceea ce este extraordinar pentru paralela adâncă dintre redescoperirea fraternității și libertății în piața Universității și redescoperirea spiritului sacralității actului teatral în Teatrul Național, a fost că și piața Universității și Andrei Șerban au fost deopotrivă evacuați. Piața Universității imediată, iar Andrei Șerban a fost evacuat din Teatrul Național, a cărui reformă nu a putut fi dusă de către mulți colegi de-ai săi de acolo, la inițiativa colegilor. Pur și simplu i s-a cerut plecarea. Așa i-a trăit? Da. Așa a fost. Și asta face parte, e un paralel cu totul remarcabil. Deci v-aș invita să vedeți în Andrei Șerban ca fiind martorul privilegiat al unei renașteri în interpretarea atât de specifică pentru arta lui regizorală de a reinstitui cultura ca o sacralitate și de a redescoperi tipul uman antropologic care este compatibil cu renașterea unor valori date, acelea pe care le propune textul piesei, în paralel cu ceea ce s-a petrecut cu noi, cu societatea românească, în spațiu public, în piața Universității. Și din acest motiv, Andrei Șerban este un martor privilegiat. Bun. Este în ocurență și un regizor genial. Andrei. După această introducere e greu să mai spun ceva. Vreau să vă reamintesc ceva. În 68, el a spart gura târgului, era tânăr, are 71 de ani împliniți acum, era 43, în iunie. A spart gura târgului ca un tânăr. Erai deja absolvent sau erai încă în facultate? Încă în facultate. Cu o montare cu totul spectaculoasă, în care deja geniul specific al montărilor lui Andrei Șerban era la... Și anume, a montat un Iuliu Cezar, Shakespeare, ca pe un teatru cabus. Ideea este, ce spun că ideea lui de a juca tipul de antropologie era deja prezentă, pentru că avem un Shakespeare care este renaștere elisabetană, deci miezul Occidentului, și în același timp avem o prismă de a vedea acest lucru, care este un teatru foarte ritualizat, extrem oriental. Acum, în 2014, în noiembrie, în Coreea de Sud, a montat o dramă muzicală tradițională coreană, de tip pansori, într-un fel care este
avantgardist și occidental. Cumva, 68-2014, ți-ai păstrat stilul de a juca culturile între ele, de a le întrepătrunde, de a le pune pe una să o vadă pe cealaltă, jucând în interiorul lor tipurile antropologice diferite, numai că acum ai făcut invers. Acum ai văzut Occidentul prin Kabuki, acum ai văzut un Bansori prin Occident. Ne descrii puțin experiența ta din Coreea? Da, mulțumesc. Înainte de a, de a răspunde, am văzut intrând, am văzut titlul acestei conversații, care este ceva înainte de Crăciun, nu? Discuție o discuție înainte de Crăciun, da. Bun, m-a atins acest titlu pentru că în jurul Crăciunului există, chiar dacă o știm sau nu o știm, există o energie, care o vibrație, care este în aer, care e de obicei o energie pozitivă, care ne dă ceva bun și care ne ajută să ne reevaluăm momentul acesta al vieții, în acest moment al nașterii. Deci, dacă este o discuție înainte de Crăciun, aș vrea cât se poate ca și această discuție să fie sub influența acestei energii bune. Pentru că e foarte greu în România să ai o discuție în care energia rămâne bună. Aici se întâmplă de fiecare dată. Și metafora pe care vă propun și e următoarea. Noi aici am dezvoltat un mod limpede, un spațiu de comuniune sufletească. Nu e numai un interes cultural, e mai mult decât atât. Și când am dat titlul ăsta, Andrei, m-am gândit la asta. Și o dezvoltare pe care ți-o fac, iar dumneavoastră vă spun acest lucru. O discuție înainte de Crăciun cu Andrei Sărban. Înainte de Crăciun, pentru că nu era... Era indecent să ne întâlnim chiar de Crăciun. De Crăciun e Crăciun, nașterea Domnului. Da. Discuția înainte de Crăciun se face la Gura Sobei. Întrebarea este, unde e Gura Sobei? Noi stăm de vorbă la Gura Sobei. Și mi-a picat pisa. Știți care este Gura Sobei? Sunteți dumneavoastră. Pentru că Vatra este chiar centrul casei atunci când casa era ridicată în mod tradițional. Focul era miezul casei. Ori focul, căldura vine de la dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți în miezul casei. Sunteți Vatra. Numai că, dacă vreau să fac puțin regie, eu aș fi adus mai multe scaune, dar ceilalți sunt în picioare, se simte confortabil la Gura Sobei. Sunt la jumătate din sala asta în picioare, ceea ce deja e mai dificil. Dacă nu te-aș cânjeni din solidaritate, aș sta și eu în picioare. Bun. Acum. Pentru mine, elementul esențial în teatru este surpriza. Pentru că, fără surpriză, nu există viață. Deci, orice fac în teatru trebuie să surprindă și, în primul rând, mă surprindă pe mine. Deci, în primul rând, trebuie să fiu surprins. Deci, atunci când am făcut Iuliu Cezar, înainte de a termina facultatea, și a-l face într-un stil oriental, era, într-adevăr, un lucru care era foarte riscant și a fost foarte riscant și a fost foarte controversat. Acum, în Coreea, în un spectacol tradițional care se aseamănă cumva cu o piesă veche, pentru că este o legendă veche, acest Chunyang este un fel de Ileana Cosânzeala a coreenilor, pentru că ei învață aceste povești de când sunt deja copii, la 7 ani, toți știu poveștile astea. Este exact cum ar veni un regizor din Coreea sau din Japonia, să pun aici Ileana Cosânzeală. Deci eram extrem de intimidat, eram total ignorant de ce înseamnă această semnificație acestei povești și știu doar că nu m-au chemat acolo ca să montez un spectacol pe care ei, o poveste pe care eu știu pe din afară și să o fac în stilul lor oriental. Asta era clar. Deci era sigur că vreau să fac altceva.
Și atunci... Adică trebuie să păstrez muzica tradițională. Muzica trebuie să păstrez tradițională, însă, însă drama, drama vorbită, pentru drama muzicală, care și drama foarte vechi, exact cum mai face o operă de Mozart, în care e flautul fermecat și evident că muzica este muzica, dar pasajele vorbite între sunt libere. Și atunci, în aceste pasaje libere, am luat o întorsătură totală, radicală, de a avea o relație foarte, foarte imediată, contemporană cu ce se întâmplă acum în acea parte a lumii. Și există un personaj, n-am să voi acum pentru că nu avem timp, există un personaj în această poveste legendă, care este un fel de guvernator al unei provincii, care este un tip foarte negativ. Un tip foarte negativ, un fel de dictator și care, evident, este un personaj fioros. M-am gândit că nu avea rost să readuc această dramă tradițională a acestui personaj și atunci m-am hotărât să fac ceva ca un fel de parodie, de caricatură, în sensul în care Charlie Chaplin a făcut dictatorul. Și exemplul cel mai concret și imediat era tânărul dictator de peste graniță. Kim Jong-un. Da. Și din întâmplare am avut norocul să fiu un actor al companiei care arăta exact ca el. Grăsuț, 31 de ani și cânta foarte bine. Ai făcut coafura aia? Totul exact. Bun. Deci, și în plus era pe în scenele în care era el, era în spate un fel de portret mare al lui. Și era exact se întâmpla să fie ziua lui în poveste. Și atunci era Happy Birthday Mr. Governor. Nu Mr. President, Marvin Monroe, dar Mr. Governor. Și ce se întâmpla era că la un moment dat, când el este expus în toată hidoșenia lui, în toată ipocrizia lui, că totuși, ca într-o legendă, tot se termină cu bine, deci el este prins și reținut, acest portret imens începea să, pentru că sunt revoluționari care vin, începea să se topească, flăcările care îl puneau și încet, încet, figura lui dispărea. Bun. Acum, ce se întâmplă? Tocmai ieri am citit în New York Times, este un film american, care iese acum și care numește de interviu. Și care, un film de Hollywood, și care este exact tema asta, este exact tema acestui nebun, dement, tratată într-o comedie, un fel de comedie. Și în film, habar n-aveam, cum se întâmplă, nimic nu e original pe lumea asta, exact aceeași scenă în care, la un moment dat, portretul lui începe să arde. În film. Acum, se întâmplă, este un fel de manevră extraordinară a acestui dement, că prin internet, un fel de hacking, în care s-au spus că premiera trebuia să aibă loc ieri, cred, la New York, și s-au spus că dacă această premieră va avea loc, vor fi repercusiuni foarte grave. Cine a amenințat? Nu se știe. A amenințat pe tot internetul și premiera a fost anulată. Deci este atât de... Asta e un fapt. Da. Acum, revin la ce am făcut eu, pentru că în repetiții, fiind tratarea acestui individ, acestui guvernator, era absolut hilară, adică era comic, era un fel de parodie, de care, exact ca dictatorul lui Chaplin. Râdeam cu hohote cu toții, actorii, noi, Dana și cu mine, eram, realmente era super. A venit premiera, la premieră un public chaos, exact cum sunteți acum, exact cum sunteți și voi acum, o tăcere totală. Nimeni nu a fost niciun zâmbet, absolut nimic. Nimeni nu a râs. La sfârșit am întrebat acum și s-a întâmplat. Eu era tot ce, adică eu jucat foarte bine, jucat la fel, nimeni nu a râs. Și mi s-a spus, am înghețat. De ce? Pentru că Coreea de Nord era foarte aproape. Adică ceea ce nouă mi se pare, cu distanța de aici încă, că putem să râdem, la ei era frică. În primul se gândeau că dementul ăsta poate să trimite oară. Nu se știe ce, dar cât de imensă este frica în subconștient. Este incredibil. Dar spectacol, sigur că da, a fost primit, a fost ceva, un fel de revoluție pentru felul ăsta de a juca teatru. Pentru că, e o piesă care într-adevăr vorbește acum celor tineri și tuturor într-un alt fel prin acest spectacol. Adică e cu totul alt punct de vedere. Și asta e ca să vezi, să iei orice bucată, orice piesă și să o vezi ca și cum, să faci ca și cum este pentru prima oară,
cu prospețime este de fapt ceea ce trebuie să facă orice făcător de teatru, meșteșugar sau cum vreți să numiți pe regizor. Am văzut pe internet afișul spectacolului tău și acolo în engleză scria: dacă nu e nou, nu e al lui Șerban. If isn't. It is not Cervantes. Dar spune-mi, vreau să revin puțin, că am răsprit de o escalier. Deci, acolo era de râs, da? Așa că și lumea? Nu? N-a râs nimic. Incredibil. Pentru că erau terorizați să nu-i super, să nu-i super pe guvernator. Era frică lor. Era frică lor de... Deci societatea sud-coreană a interiorizat teama de... de demenții din Nord? Cu tot o altă relație, da. Dacă este un reprezentant al ambasadei, să știți că protestăm. Și publicul, după chestia, recepția în presă, cum a fost? A fost foarte pozitivă, din fericire. Pentru că face parte dintr-un proiect ce ai făcut tu. Am citit că directorul Teatrului Național din Coreea a avut ideea să dea bucăți tradiționale coreene unor artiști importanți internaționali. Da, este un fel de festival al maestrilor, așa numiți maestri care sunt chemați din Europa sau din America pentru a avea o viziune cu totul distantă. Pentru că, i-am spus coreenii, niciunul dintre noi nu a putut face asta. Pentru că dacă nu ai distanță față de ce se întâmplă acolo, față de cultura aceea, e un respect mult prea pios față de aceste opere. Cum avem și noi față de... foarte greu, poate, pentru unul dintre noi să facă meșterul manole. Trebuie să chemăm un japonez să facă meșterul manole. Da, nu mai ar fi greu. Andrei, ce mă fascinează la tine, de cât te știu, este faptul că tu-l privești pe actor în două feluri. Unul, ca pe un instrument care captează ceva ce nu-i aparține actorului, și cumva nu ți aparține nici integral, dar încerc să captezi. Și în al doilea rând, ca pe o persoană care, prin munca lui de actor, trebuie să devină altceva decât este. Să se găsească, să se regăsească, să se transforme. Îl forțezi cumva să intre într-un proces existențial, așa, cu el însuși, în urma căruia să devină altceva. Deci aș spune că, și asta este ce am numit eu joaca ta cu tipurile antropologice. Adică nu e doar faptul că vrei să folosești un actor, greșesc la mână. Nu. Nu vrei să folosești un actor, m-am adresat. Pentru mine e foarte clar. Nevoia de a face teatru pentru mine este foarte clară. Este, dacă teatrul nu ne ajută să ne depășim pe noi înșine, atunci de ce facem teatru? E foarte clar. Și am dat exemplul flautului fermecat înainte. Pentru că, de exemplu, dacă luăm Pamino și Tamina, nu? Cei doi, proba focului, să treci prin foc. Nu? Să treci în foc, prin foc, cere un efort mai mare ca durerea, mai tare ca frica. Deci trebuie ca tu, actorul, să găsești în tine resurse care sunt mai mari decât ceea ce crezi tu că ai. Să-ți atingi un potențial ascuns pe care îl avem cu toții, dar care pe scenă poate fi atins. Prin aceea că, de exemplu, să treci prin foc este asta, să treci prin apă e nevoie de altceva. E o altă calitate, un alt tempo, un alt ritm. Deci despre asta este vorba, iar acum, că știu că o să mă întreb mai târziu, încep să fac direct conexia cu Academia Itinerantă, pentru că... Știți ce este Academia Itinerantă? Corina Șuteu, când era directoră la Mindel, a avut ideea, împreună am avut-o, Andrei și cu Corina, să se ofere un cadru instituțional pentru aceste idei ale lui Andrei Șerban. Adică ceea ce are de făcut o instituție de fapt. Pentru dacă am permis o licență, la București a fost an de zile director al istoriei franceze Alphonse Dupron, un important istoric al Cruciadelor, o figură cu totul și cu totul remarcabilă. Omul acesta, în 38, a avut ideea de geniu
de a-i da o bursă a statului francez lui Emil Cioran. Emil Cioran era hotărât să nu facă lucrurile pe care se angajase să le facă. Alfons Dupron, cred că își dăduse seama. Cu toate astea, i-a înnoit bursa și în 39, și în 40, și în 41. Asta numesc eu un om de geniu. A făcut cel mai mare bine culturii franceze, instituționalizând o viziune, o vocație. O vocație. Să revenim la această idee pe care... Care a fost realmente ideea Corina Juteu. Eu nu vin să o fac, dar Corina ea este la mama acestei idei. Pentru că ceea ce ne lipsește imens tuturor este educația. Niciunul din noi prezenți aici nu suntem educați. În sensul educației adânci creștine, al educației spirituale, al emoției. Suntem educați aici, suntem educați în sport, capul, mușchii, în emoție nu suntem educați deloc, suntem primitivi. Iar teatrul este un, pentru mine, este un loc al educației emoției, al feeling-ului. Acesta este domeniul teatrului. Deci stai. Teatrul în special sau artele în general? Vorbesc în meșteșugul meu, artele în general. Dar prin această educație, pentru că în primul școlile de teatru știm, școlile de teatru sunt foarte, foarte sărăcite în România, în lume, dar în România. Și atunci am vrut să creez aceste ateliere de vară, ca un fel de școală, un fel de academie experimentală, în care actori, tineri actori mai cunoscuți, care au nevoia de a-și reîmprospăți unealta, care este trupul lor și spiritul lor, de a regăsi, de a redescoperi o floare a tinereții metaforice, să se întâlnească și să ne întâlnim în locuri în afara orașului. Un atelier a fost la Horezu, în care am făcut un atelier pe tema Brâncuș, cazul Brâncuș, și să redescoperim în noi impresia despre Brâncuș. Un alt atelier a fost la Ipotești, în care tema era Eminescu, dar Eminescu nu recitat de către mari actori, ci recitat într-un fel cu totul nou, cu totul altfel, dar este un alt fel de a recita pe Eminescu. La Mogoșoaia, un alt atelier, în care era tema era Shakespeare, Palatul impunea această temă, în care se făceau improvizații pe teme de Shakespeare, nu doar în palat, dar și pe lac, în pădure, în parc, peste tot. Iar era, aceste experimente erau un fel de cantonament. De cantonament în care stăteam împreună 10 zile, să spunem, cu o grupă de 20-30 de actori, foarte tineri sau mai puțin tineri, și lucram de la 6 dimineața până la 11 noaptea, continuu. Și vezi că atunci când lucrezi foarte mult timp și faci exerciții, și face anumite lecturi ezoterice care ne ajută să înțelegem de ce facem teatru sau să ne întrebăm de ce facem teatru. Pentru că de obicei ne întrebăm deloc. Îl facem mecanic, automat, îl facem și vedem rezultatul toate spectacolele care sunt și care pentru mine nu înseamnă nimic. Adică merg la teatru, nu știu de ce merg la teatru, pentru că nu înseamnă nimic. Pentru a reveni la această idee antică a nevoii de a ne depăși pe noi niște fundații. Deci asta sunt niște ateliere de educație, da. Emoțiilor, a sentimentelor? De educație, de a găsi unitate în noi înșine. Ce lecturi ezoterice faceți voi? Deci de a găsi unitate, ceea ce nu avem niciunul dintre noi, unitatea între intelect, trup și emoție. Pentru că dacă această unitate nu există, atunci eu nu sunt un om adevărat, nu sunt un om întreg. Trăiesc într-o parte a mea, dar celelalte părți suferă. Adânc, profund. Deci un actor are nu numai dreptul, obligația să se uite la aceste elemente care fac din trupul lui un Stradivarius posibil. Știi că așa îmi spunea și Liviu Ciudei? Mă bucur. Deci, am,
am luat aici, știind cum discuteți de asta, am luat aici câteva exemple de motouri care erau care erau la fiecare în aceste ateliere, care erau ca un fel de teme ale atelierelor. Un motto ar fi de a lupta cu noi înșine. Ideea că trăiești clipa de acum, în acest moment, și că oricând poți să mori. Este o temă care, evident, e mult mai largă decât cea din teatru, dar în teatru se întâmplă cum se întâmplă acum. Nu acum 5 minute, nu 5 minute, ci acum, în clipa asta. Deci dacă nu ești acum prezent cu tot ce ai în tine și atent cu tot ce ai în tine, la momentul în care respiri acum, nu există. Pentru că acum trebuie să existi. Deci ca actor, trebuie să-ți dezvolți în tine această capacitate de a simți, de a asculta, de a vedea altfel. De a vedea cu altă parte a urechii, de a auzi cu altă parte a ochiului. Asta pentru ca actorul pe care îl formezi cu această educație să devină complet. Da? Ca să fie un bun Stradivarius. Ideea. Nimeni nu va ajunge după 10 zile un Stradivarius. Dar măcar să dezvolți gustul că așa ceva e important, e nobil să cauți așa ceva în teatru, decât să cauți doar ca să ajungi să faci... Cine să cauți? Actorul. Actorul sau cel care primește? Nu, actorul. Voi zice actorul. Nu era pentru public, era doar pentru actori. Era colaborator de actori. Pentru că actorii, după ce termină școala în care abia învață câte ceva, nu mai învață nimic. Nu mai fac niciun exercițiu. Nu-și mai dezvoltă vocea, nu-și mai dezvoltă trupul, nu mai se gândește la nimic decât cum să fac ca acest salariu blestemat pe care l-am în teatru, pentru că acum lucrez, singurul teatru care mă invită în București deocamdată este teatrul condus de Alexandru Dalie, aici de față, dar cu care am probleme mari cu actorii teatrului, pentru actorii teatrului, pe care acum lucrez un proiect nou. Și actorii teatrului Bulandra, plătiți mizerabil, cum sunt actorii peste tot în țară, cei folosiți de teatre profesioniste, au nevoie să lucreze în afară ca să-și câștige existența. Vine Crăciunul, nu? Deci au nevoie să facă un pe Moș Crăciun, altul să mai facă televiziune, altul să mai facă un film, să facă ceva, un radio, să facă ceva. Deci ei nu sunt dispuși să vină la repetițiile mele acum, pentru că au alte lucruri mai importante de făcut pe care trebuie să-i înțeleg. Deci eu cu greu îmi găsesc actori care să lucreze acum, azi, nu mâine, nu era azi. Cu greu îmi găsesc actori care pot să lucreze. Deci, de a fi atât de mult preocupat de ziua de mâine, de supraviețuire, nu faci decât să uiți pentru ce ești aici. Pentru ce ești numit actor. Deci faptul aceste exerciții și aceste laboratoare fac doar ca cineva să-și amintească în timp. Nu că devine un Stradivarius de 10 zile. E utopie, e o iluzie, o prostie să crezi asta. Nimeni nu se schimbă cu nimic. Dar măcar ai gustul în experiență. Ai gustat o altă mâncare. Ai avut o altă hrană. Pentru un moment. Că altceva e posibil. Deci asta este una. Un altul. Să te pui a juca un rol. Ce înseamnă să joci un rol? Înseamnă să fii capabil să te pui în locul altuia. Cine dintre noi e capabil să se pună în locul altuia? Cu greu, aș spune nimeni. Eu nu sunt capabil. Cel care își iubește cu adevărat apapele? Da. Cine? Care dintre noi își iubește cu adevărat apapele? Mâna sus. Asta e problema. Eu nu sunt capabil de asta. Îmi imaginez că o spovedere poate să înceapă cu asta. Care e primul tău păcat? Da, bun. Deci, iubesc pe aproape. Deci asta înseamnă să joci un rol, să te pui în locul altuia. În aceste condiții de atelier, poți să te pui în locul altuia pentru că ai posibilitatea, nu te acuză nimeni, nu-ți cere nimeni să faci o televiziune sau să mergi la un film. Deci nu ai nevoie asta dementă de a câștiga bani, ci ești acolo pentru altceva. Un altul. Să faci vizibil umbrele profunde ale subconștientului. Pentru asta suntem în teatru. Pentru asta lucrăm în teatru. Pentru a atinge ceva secret, misterios. A atinge, nu? A-l face vizibil. E foarte greu. E îngrozitor de greu. Dar e posibil. Deci în asta constă, de fapt, și arta actorului. Să facă vizibil
umbrele, vizibile, umbrele? Ar trebui, ar trebui. Toate aceste idei ezoterice sunt, cum să spun, dacă le vorbim aici, le discutăm, fiecare zice, a, ce interesant a spus Andrei Șerban, dar e foarte interesant, notez asta, da, bun. Dar le uiți imediat. Dacă nu le trăiești, dacă nu le simți, dacă nu le simți în trupul tău, în sângele tău, le uiți sau rămân în cap. Înțeleg, deci tu spui... Rămân în cap. Dacă nu coboară în trup, dacă nu coboară în emoție, degeaba. Nu faci nimic cu ele. În teatru vorbesc. În lumea ta e altceva, pentru că tu trăiești altfel. Care e lumea mea? Nu știu, asta nu e lumea mea. Dar știi că nu e așa. Nu știu. Așa, după aceea, ideea asta foarte importantă de ceea ce în engleză se spune a shared mind. Cum spune shared mind? A gândi împreună. Minte împărtășită. Da, minte împărtășită. Sună puțin religios, da. De exemplu... Nu, mai e o variantă. Minți șeruite. Deci, ideea asta, că de fapt, în teatru este singurul loc în care nu putem să creăm singuri. Un pictor, scriitor, n-ai nevoie de nimeni. N-ai nevoie de nimeni. Un pianist n-are nevoie de nimeni. Dar un moderator înapoi la argument are nevoie de lumea. Da. Dar un actor are nevoie de ceilalți. Deci nu poți să fii singur. Și atunci ideea asta că de fapt pe scenă niciodată, dar niciodată un actor nu se uită în ochii celuilalt. Se face că pretinde că, dar nu se uită. Se uită pe lângă el, dar nu se uită în ochii lui. Deci ideea asta că de fapt noi trebuie să fim că numai împreună. Deci ce înseamnă corul antic? Acum 2000 de ani. Corul antic, înainte ca Eschil să evadeze, preot fiind, să evadeze din misterele, din misterele eleusine, din Eleusis, unde erau preoții care făceau misterele secrete, care nu erau deloc populare, adică nu erau publice. Eschil a fost trădătorul. El a trădat acolo și din cauza lui s-a născut teatrul în partea noastră de lume. Dar aceste mistere erau făcute în închipui de preoți și preotese împreună, care cântau și făceau dansuri pentru a transmite ceva pe o linie verticală. Da? Bun. Acum, dacă ești singur, dacă sunt singur, dacă eu singur și cu toată vanitatea și egoismul meu, cred că eu pot să fac ceva și fac un sunet și o mișcare, cât de mare ar fi vocea mea, nu ajută atât de mult decât dacă suntem doi, dacă suntem trei, dacă suntem 100. Dacă noi toți acum facem un sunet, toți împreună un sunet, poate că ar face o vibrație care s-ar auzi în bulevard, ar însemna ceva. Deci ideea de a fi în cor, în epoca antică, era un mare privilegiu, era o mare onoare. Era o onoare să fii în cor, pentru că astfel puteai cu ceilalți să fii auzit, să fii poate, ca mesajul tău, poate să fie primit acolo sus, da? Acum, eu lucrez foarte mult în operă. Acum, să lucrez cu un cor de operă astăzi este o catastrofă. Pentru că niciun corist de operă nu vrea să fie în cor. Toți vor să fie Domingo. Toți vor să fie soliști, să fie staruri. Dar sunt în cor săracii. N-am ce face. Deci e atât de mare negativitate de a fi corist astăzi, încât nici nu vor să lucreze. Stau acolo și sunt foarte abătuți că nu sunt soliști. Cum s-au inversat lucrurile de 2000 de ani încoace. Bun. Deci ideea de a gândi împreună. Pentru mine, imaginea asta a păsărilor, a insectelor, a unui hâr de popor care zboară împreună. Zboară și zboară în partea altă și tot schimbă direcția și tot schimbă direcția. De cine sunt? E o gândire comună, gândesc împreună. E o voință alta decât aceea individuală. E o voință care vine de altundeva. Deci despre ca să găsești această energie care vine de altundeva și care nu este a mea, a mea de miurgul, regizorul infatuat sau eu care sunt cel care vă dau vouă cunoștința. Nu. Noi împreună trebuie să descoperim ceva. E bine, când lucrez la opera din Paris sau la Teatrul Bulandra, nu am timp să fac experimente de acest gen. Nu am timp, pentru că acolo sunt plătit ca să produc ceva. Și acel produs trebuie să umple țările și trebuie să fie un mare succes. La
la nivelul la care sunt, nu mai poți fac spectacol în care spune a, cu încercarea de ceva, trebuie să fie succes. Nu am cum altfel. Sunt angajat pentru asta. Dar când lucrez la Columbia University cu studenții mei, acolo pot să merg mai departe. Pot să fac un pas înainte. Pentru că pentru mine asta e cel mai important. Niciodată să nu mă opresc din a cerceta, din a căuta. Stanislavski, care este figura cea mai importantă în teatrul mondial al secolului 20, era un om care toată viața a căutat. Niciodată nu s-a oprit din căutări. Spre sfârșitul vieții era bolnav și era la acasă, stătea la acasă. Toată lumea în America îl cunoștea. Îl cunoșteau toți. Era cunoscut peste tot în lume. Era cel care a salvat teatrul mondial. Și veneau din America, de la Stella Adler, la Actor Studio, veneau în Rusia să-l vadă pe bătrânul maestru, da? Și era acasă, era destul de bolnav. Și veneau Stella Adler, de exemplu, venea și întreba, ce, maestre, cum să înțeleg eu emotional memory, nu știu cum spune asta, emotional memory, teoria emoții afective, da? Emoții afective. Așa e memoria afectivă. Pentru că ideea, pe care el l-a cunoscut, este că dacă tu îți amintești înainte să intri în scenă, unde ai fost, cum te-ai certat cu iubita ta, sau mama ta ți-a spus ce ți-a spus, nu știu, toate aceste date biografice le ai cu tine când intri în scenă, după aceea poți să joci rolul. Dacă nu le ai deja cu tine clare, intri în scenă și ești gol. La care el, deci asta era teoria foarte cunoscută atunci, la care el, Stanislavski, îi spune emotional memory? Ce e aia? N-am auzit niciodată așa ceva. De ce? Pentru că bătrânul deja era într-o cu tot altă fază a vieții lui. El descoperise yoga, descoperise prin yoga niște mișcări ezoterice care aduceau trupul în relație cu divinitatea. Deci pentru el acțiunea fizică, acțiunile fizice erau cele care informează de fapt ce se întâmplă în scenă. Deci nu mai conta. Memoria afectivă era deja pase, era trecut. Americanii încă nu știau că înainta. Deci toată viața a cercetat. Pe mine este exemplul cel mai extraordinar a unuia, pentru că în teatru cel puțin, dacă nu ești cercetător, dacă nu ești căutător, continuu. Și în clipa în care te-ai mulțumit, ca și la voi, am scris o carte bună, m-am mulțumit, ca pe aceste cărți. Ești terminat. În clipa ești terminat. Deci pentru mine asta este cel mai important. În momentul să ne spui care sunt cărțile ezoterice de care vorbim. N-am să ți răspund. Dar Stanislavski ce citești? Citea cărți bune. Yoga. Deci pentru tine teatrul este, de fapt, un instrument de transformare spirituală. Da. Și că actorul nu poate să... Deci teatrul nu-și poate atinge acest obiectiv dacă actorii înșiși nu devin niște... Nu spun instrumente, că nu asta. Niște entități spirituale capabile să funcționeze într-o coreografie perfect strunită, cu shared minds, cum spui tu, adică să funcționeze ca într-un cor, să se vadă unii pe alții actorii, partitura lor să nu fie formală și ei înșiși să participe la un act spiritual pentru a transmite și a-l obliga cumva pe primitor să fie și pentru el receptarea piesei ca un fel de exercițiu spiritual. Pentru că tot ce spui tu acolo, Andrei, pot fi regăsite în tradițiile spirituale. Sunt apoftegme din tradițiile spirituale. E adevărat, dar de exemplu, cu Academia Itinerantă. Spectacul care l-am făcut, primul spectacul și singurul care l-am făcut, pentru că aceea am făcut decât experimente închise, fără public, dar primul an a fost povedeam la Tanacole, Tatiana Niculescu-Bran. Acum o personalitate foarte populară și căutată. Dar pe atunci era doar o scriitoare care a scris această carte documentară despre cazul Tanacu, s-a întâmplat Tanacu, dacă da, și eu i-am cerut să fac o adaptare scenică și am pus-o în scenă și s-a întâmplat la New York, am jucat-o la New York, la teatru la mama, și s-a întâmplat Cristian Mungiu, era la New York atunci, el habar n-a văzut ce era Tanacu, nici nu auzit de cartea asta, dar l-am invitat să vină să vadă spectacol. Și văzând spectacol, i-a venit ideea să facă filmul. Deci de acolo a pornit. Bun. Acum ce vreau să spun cu asta? La Tanacu.
nici biserica, nici justiția, nici medicina, nici spitalul, nimeni nu au iluminat, nu au ajutat, nu au iluminat acest caz. Acest caz, Tanaku, a fost iluminat prin artă. A fost cartea ei, artiștii au iluminat acest caz. Cartea ei, spectacolul meu, filmului Mungiu premiat. Deci iată că arta nu înseamnă că neapărat trebuie să... Știu că, așa cum spui tu, e foarte frumos, dar mă duce pe linie puțin cam... Cam secară. Puțin cam dubios mistică, știi? Și nu la asta mă refer, pentru că teatru trebuie să fie foarte legat de viață. Tanaku era un teatru document, docu teatru, era un teatru absolut documentar, dar era făcut în așa fel ca să trezească în spectator, să trezească în spectator un fior al conștiinței care de a căuta adevărul, de a vedea care este adevărul și de a afla paradoxul ce se întâmplă în România, dar nu din punctul de vedere al cum fac foarte mulți din colegii mei astăzi, din colegii mei mai tineri în special, în care totul este negru, totul este cinic, toate mesajele sunt absolut, totul merge în jos. Bine, știm că merge în jos. Trăim într-o epocă îngrozitoare. Indienii, în Mahabharata, se spune că epoca întunericului se numește Kali Yuga. Kali Yuga, suntem în Kali Yuga. Totul merge în jos. Totul merge. Nu aici în România. Peste tot planeta merge în jos. Deci ce facem? Unu, în teatru vorbesc. Ne lamentăm? Suntem cinici? Suntem morbizi? Sau, dimpotrivă, încercăm prin tot ce putem să găsim o cale spre ceva pozitiv. Pentru mine, singurul lucru care mă interesează este calea pozitivă. Să afirm ceva. Să găsești ceva care trebuie afirmat. Nu am niciun fel de interes să merg la teatru, la artă și să văd doar cât de îngrozitor este totul. Nu mă ajută la nimic. Deci cu acesta, cu asta am încercat să facem. Exact asta. Țin minte că la montarea pe care ai făcut-o la București, ai invitat publicul să participe la discuție, la fabulă, ca să spunem așa. La discuție. Da, ce se înțelege, care este adevărul, ce s-a petrecut cu adevărat, care e dreptatea fiecărei părți, nu știu ce. Adică, vedeai că oamenii, spectatorii, ce era extraordinar, era că erau, într-adevăr, activați, ceva era activat pe dinăuntru. Era o manifestare interioară care, adică, de obicei, vezi pasivitatea omului. Vine la teatru și e pasiv. Indiferența asta. Te ridice în picioare la orice rahat de spectacol și aplauză în picioare, la orice mediocritate, submediocritate. De aceea, la acest om bun de 10 ani, pe care dacă nu l-ați văzut, chiar vă invit să veniți să vedeți, pentru că este un spectacol care mi este cel mai drag mie, să joacă acum foarte mult la teatrul Italie, în care la finalul spectacolului, cine a văzut spectacolul? Deci știți finalul, da? La finalul spectacolului, este o pancardă pe care actorii o au în mână și îmi spune: vă rugăm, nu aplaudați în picioare, pe o parte, pe cealaltă parte întoarce, pentru că vecinul din spate suferă dacă aplaudați în picioare. Asta ce înseamnă? Împotriva mecanicității. Împotriva faptului că pentru orice suntem doi, domnule. Eu te-am înțeles, eu mă ridic în picioare, eu te știu, eu apreciez. Ce apreciez? Deci, despre asta este vorba. Acest vacuum imens, acest gol imens, care este golul conștiinței, golul lipsei de educație spirituală. Teatrul este... Pentru asta facem teatru. Pentru asta fac teatru. De ce ți-e atât de dragă montarea după Brecht? În primul rând, fiindcă am făcut-o de 3 ori. Este a 3-a oară când o fac. Prima oară am făcut-o în 1968, când tancurile rusești intrau în Praga. Și am făcut-o la Teatrul Neamț, care pe vremea aceea era teatrul cel mai energetic, da? Și era un spectacol tulburător, tragic, tulburător, despre cum să trăiești. Pentru că sunt două persoane, un personaj acesta în mine, care este împărțit în două, și care nu știți piesa. O parte încearcă să fie bună, să facă bine, și dacă faci bine și ești bun, ești călcat în picioare. Și atunci partea cealaltă, când își pune o mască, și devine vărul cel rău, devine o bestie. Asta nu ajunge nicăieri. Să fii bestie, să fii rău, nu ajungi nicăieri, să fii bun și lucrat în picioare. Întrebarea finală, cum să trăiești? Care este o întrebare, de fapt, religioasă, adâncă, de mister medieval. Eu nu sunt dubrehtian, vreau să spun, nu-mi place Brecht, nu sunt de acord cu Brecht.
pentru că Brecht a fost un mare ipocrit. A fost un mare ipocrit cu viața lui și cum a manipulat avantajele de comunism și toate astea. Deci nu asta vreau să spun. Dar această piesă este singura care piesă care are suflet. E o piesă cu suflet, e o piesă cu, care are emoții adevărate, care transmite ceva, care chiar mă atinge. Deci primul spectacol a fost acesta. A doua oară am făcut la New York, în anii 70, în care la New York se vorbește despre tancurile rusești care intră în Praga, cred că îi face să caște pe americani, nu interesează deloc treaba asta. Deci am făcut un fel de comedie muzicală. Era un fel de spectacol de cabaret. Era ceva cu totul opus a ceea ce am făcut în Piața Neamț, cu totul la spectacol. Dar cineva care vedea cele două spectacole, același regizor, nu realiza, ceea ce îmi place, pentru că îmi place să-mi schimb stilul tot timpul. Nu-mi place să mă repet deloc. Cum am zis, te joci cu tipurile antropologice. Bravo. Al treilea spectacol, la București, aici, care este un spectacol cu totul diferit și care vorbește foarte mult despre ce se întâmplă acum în România. În care, doar vă spun celor care nu ați văzut, care chiar vă invit să vedeți și credeți-mă, nu o să regretați dacă răspundeți aceste invitații, că ultima frază când de se întâmplă în musical, sunt cântece și aici, dar sunt cântece foarte diferite, este... Cum e? Nu mai știu. Fiți bun, fiți drepți, fiți bun, fiți drepți, fiți onești. Și faceți bine. Și faceți bine în lume. Aici. Aici. Sicioan. Iată-vă rog de lume. E București. Deci, e foarte tulburător ca să ajungi la această concluzie. Nu vreau să spun spectacolul, pentru că să ajungi aici este foarte... Deci, iată că și aici pleci de la o piesă de Brecht, și pleci afară și mergi pe stradă cu capul sus. De obicei când merg la teatru sau când merg la opere de artă contemporane, plec acasă și merg ca și cum am fost scuipat încă o dată. Plec capul în jos, mă simt mai nefericit, mai deprimat, mai pesimist decât atunci am intrat. Nu pentru asta vreau să merg la teatru. Simplu. Ideea de catarsis a fost uitată total. Ideea de metanoia, de transformare de stare. Intru unul, ies altfel. E uzual printre regizori să aibă limbajul religios pe care l-ai tu? Nu știu pe nimeni în România asta vă vreau ceva. De aceea sunt foarte nepopular în tagma teatrului. Și în străinătate? Ești pe acolo. Peterburg. Da? Peterburg. E mentorul meu. Dacă mă relatez la cineva, mă relatez la el. O să spun o întrebare. Se atează domnul Licean la noi, care mă relatez la Peterburg. Andrei, cum îți dai seama că ai în față un actor bun? Îmi dau seama prin două lucruri. Unul, trebuie să aibă prezență. Dacă mă întreb ce e prezență, la bani am cum să-l descriu. E imposibil de descris. Eu am o definiție. Ce e prezență? Să decupeze spațiul. Așa cum o clădire este spațial prezentă, actorul bun este cel care este prezent. Nu poți să faci abstracție de el. Deci cel care transmite o prezență interioară, nu transmite, acela deja este un lucru câștigat. Dar nu e destul. Este să vrea să servească altceva decât pe el însuși. Aceste două lucruri. Asta se vede imediat sau numai când joacă? Asta se vede imediat. Prezența sau și faptul că vrea și altceva decât să se pună pe sine? De exemplu, când la audiții, când actor la audiții, aici, mă rog, și pot să fac audiții în România, dar la New York se fac audiții la orice piesă, pui să fac audiții, nu vin sute de actori la audiții. Nu că aici la Bulandru, unde nu am actor deloc. Deci, când vin la audiții și face audiții un actor și îmi spun un monolog, sau să vedem un monolog, din felul în care cântă, sau spune acel monolog, îmi dau seama cât din el, chiar dacă are, hai spun că au talent, dar nu-i destul. Pentru că vezi sub talent, vezi vanitatea. Vanitatea asta groasă care se vadă, vezi aroganța, vezi faptul că vrea să se vadă pe el însuși, să se iubească pe el însuși, să fie iubit. Când în altul, vezi că de fapt asta e acolo, toți o avem. Nu suntem sfinți, nu suntem îngeri, toți avem vanitate.
Dar vrem și altceva, să servim și altceva decât doar asta. Și atunci simți că de fapt am ales această meserie, pentru că mă numesc meserie, nu artă. Eu mă numesc un făcător de teatru, nu mă numesc artist. În urmă, dacă duc arta la etimologie, da. Tot asta e meșteșug. Meșteșug. Tehnică. Da, meșteșug. Este un cuvânt foarte nobil. Foarte, foarte nobil. Deci, dacă vezi că, într-adevăr, toți vrem, într-un fel, să fim aplaudați. Ar fi o ipocrizie totală să spun, nu mă interesează deloc succesul. Nu mă interesează deloc să fac bani. Vin și lucrez pe gratis. Nu. Sunt foarte scump. Cer foarte mulți bani. Am lucrat Teatru Național acei 3 ani pentru $100 pe lună. Nu mai fac astfel de cadouri României. Nu mi-a cerut niciun ban pentru dialogul ăsta. Deci pierd. Dar nu mă invit așa altădată. Deci dacă nu faci teatru, nu doar ca să te servești pe tine, ceea ce toți vrem, că vrem asta, dar și pentru altceva. Adică jumătate, da, vreau ca eu să fiu cel mai bun, vreau ca eu să fiu cel mai aplaudat. Sigur că sunt. Dar știu că nu doar de asta fac teatru. Nu doar de așa. Sigur știu asta. Și care-i deosebirea? Cum știi că un om este un om de caracter? Până mă ard. Prin experiență. Până mă ard. Mai ușor depistez actorul. Bun. Da. La actor am mai multă pricepere ca la oameni. Mă ard foarte mult oameni. Da, tu ești cel mai ars din toți. Adică un om care să fie scuipat în stradă mai mult ca tine, eu n-am ce mă spune. Și uite că ești aici. Papion, ești frumos. Bravo, și noi. Cam e de rău, nu. Andrei, vreau să punem punctul final cumva. Mai avem 5 minute. Da. Vreau să punem punctul final. Acum, din punctul de vedere al receptorului. Da. Ai atins chestiunea asta. Da. Dar vreau să știu, eu când mă duc la teatru, tu, ce aștepți de la mine ca spectator? Cum adică ce aștept de la tine? Păi tu îmi faci o propunere. Așa cum ai vorbit până acum, da. De exemplu, cu aceste fraze pe care le concep nu ca fiind niște enunțuri teoretice, ci ca pe niște operatori. Ceva care intră în individ și îl transformă. Da. Ok. Și atunci, pentru tine, piesa de teatru este un operator. Iar operatorul se aplică spectatorului. Okay. Bun. Eu joc românește, da? Ich spiele. Je joue. I play. În toate limbile. În toate limbile pământului. Există această energie, de o altă calitate, de un alt nivel, pe care noi o simțim în viața noastră în momente rare, când ne îndrăgostim, când cineva moare, când suntem foarte atinși, foarte șocați de ceva. În restul timpului suntem amorțiți. Trăim viața în amorțeală. Și dintr-o dată ceva se întâmplă. E bine, în teatru această energie este eliberată, sau poate fi eliberată. Această energie eliberată, în noi, prin noi, prin spectatori, ceva se transmite și rezultatul este o bucurie. O bucurie imensă. Bucuria de a celebra viața. Faptul că suntem vii acum, în acest moment. Asta este important, pentru că pentru mine, toate exercițiile care le-am făcut, toate exercițiile care le fac, au un singur scop. Un singur scop. Și acela este de a deveni mai sensibil. Mai sensibil. Accentuez acest cuvânt. Pentru că de obicei suntem atât de indiferenți. Nu numai față de alții, dar față de noi înșine. Sunt atât de indiferent față de mine, față de ce mi s-a dat, față de ce e potențial în mine. Sunt complet indiferent. Și vreau să mă lupt contra nesimțirii. Contra nesimțirii. Adică vreau să simt. Mulțumesc.
picioare. Noi în picioare, e ridicat tu. Gabriel, spui câteva cuvinte. Spun pentru că se încheie anul și se încheie, se rotunjește bucla acestor întâlniri. Dar înainte de a spune ce aveam în minte despre Horia Patapievici și ce face la aici de un an jumătate, nu mă pot abține să nu spun ce trăire am avut ascultându-i pe cei doi prieteni. N-aș fi vrut să fiu în locul lui Horia Patapievici, într-un mic în lume. Cred că a fost cea mai grea întâlnire a lui. Comicul situației, așa cum am perceput eu, venea din faptul că am avut în față două personaje cu tăieturi spirituale și limbajuri complet diferite. Partea comică era că de câte ori Horia Patapievici încerca să formalizeze, să prindă două, trei concepte ceea ce Andrei Șerban spunea, el îi spunea, bravo, ok, hai. Asta arată, spune foarte mult despre felul în care ne tăiem spiritul în viață de când începem să ne formăm și în ce puncte diferite ajungem și ce frumos e până la urmă să pui față în față oameni care se raportează la lume din fereastra lor. Bun. Acum, pentru că a fost vorba de emoție și pentru că Andrei Șerban a vorbit, a ținut într-un fel centru speech-ului lui, a fost educarea sensibilului, a afectului, iarăși mi-a fost imposibil să nu polemizez interior cu el și să simt nevoia de a da o replică spunând că acest mod de astă dată didactic al lui, culmea, care a fost artistul în această discuție, în timp ce Horia Patapievici era cel care sistematiza, aici s-a petrecut invers. Avem în noi intelectul, emoția și trupul. Lucrurile nu stau așa. Îmi pare rău. Pentru că gândirea, intelectul omului, stă într-o baie permanentă de emoție. Și nimic din ce scoatem pe gură cu ajutorul cuvintelor organizate, nu este dincolo de emoție. Este totdeauna, cum să spun, elementul umed al ființei noastre este emoția. Iar gândirea uscată nu există nici măcar atunci când vrea să fie uscată. Așa încât aici lucrurile sunt iarăși de gândit, de discutat. Iar felul în care această emoție, care este permanentă și însoțește cel mai needucat om, pentru că nu există gândire pură pe lume, specia umană nu a obținut gândirea pură, în forma matematicii, sigur, dar în rest, nici cel mai needucat om nu poate gândi neemotiv. Sigur că da, problema este cum faci ca acest palier emotiv să fie unul educat. Dar este educat exact prin arta de care vorbea Andrei Șerban. Tot ce simțim noi e educat cumva. Sigur că da, există personaje complet needucate emoțional. Deci persoane care n-au perceput nimic din categoriile estetice ale omenirii. Care nu știu să iubească ca în Eminescu, să zicem că și poporul român, când e educat, iubește cam în stilul ăla. Nu știe să trăiască suspansul, spaima ca Hitchcock. Toate emoțiile noastre sunt configurate, cred, de un mare artist. Nimic nu este lipsit de un a priori al sensibilității. Absolut nimic. Nici un sentiment din noi nu este neamprentat de un mare artist. Modul în care vedem natura e amprentat de pictorii mari. În spațiul european e amprentat european, așa cum spațiul asiatic în care s-a mișcat era amprentat sensibil de modurile, de artiștii care au cultivat sensibilitatea. Dar eu vreau să spun cu totul așa și îmi cer scuze că am îndrăznit să intru în discuția dintre acești doi mari oameni. Vreau să îi mulțumesc lui Horia Patapievici pentru lucru cu totul ieșit din comun pe care îl face în clipa de față în România. Eu cred că nu există în București, în momentul de față, și nici în altă parte din țară, un loc unde
să se petreacă și se petrece aici. În istoria culturii noastre au mai fost conferințe celebre. Au fost asociații, au fost societăți ale Ateneului, au fost întâlniri pe Criterionului, în care personalități mari ale culturii române, în acel moment, țineau conferințe. Eu cred că niciunele n-au semănat cu ce se întâmplă aici. De ce? Pentru că acolo se livrau mai degrabă cunoștințe, dar nu cred că se deschidea lumea în felul ăsta. Pentru că ce a obținut Horia să facă Patapievici a fost să pună spiritul în spectacol. Și e frumoasă întâlnirea asta și e frumos faptul că lucrurile s-au încheiat așa, cu discuția între un mare regizor și un mare om al spiritului. E frumos pentru că el, cel care a regizat aceste întâlniri de-a lungul unui an și jumătate, este un om al spectacolului mental, cum noi nu avem în clipa de față. Știe să-și pună partenerul într-o poziție în care dă din el, îl face să dea din el tot ce e mai bun în el. Și cu fiecare reușește să deschidă lumea mornă, aia de care vorbeați înainte, lipsită de, cum i-a spus în engleză? Așa. Amorțită, reușește. Într-adevăr, e o vatră aici. E o vatră pentru că oamenii care vin aici pleacă, bănuiesc altfel modelați, afectiv, în ziua aia, în seara aia. Lumea arată puțin altfel la lumina unei cărți, la lumina unui intelectual mare, la lumina unei întâlniri, a unei discuții inteligente, în care lumea dintr-o dată apare în culori pe care ceilalți nu le observaseră până atunci. Ăsta cred că este meritul lui Horia Patapievici. Ateneul, instituțiile statului, instituțiile culturale, nu-și fac treaba. Sunt așa cum spunea Andrei Șerban. Sunt plicticoase. Sunt birocratice. Aici nu există birocrație. Aici există niște oameni vii care discută cu o naturalețe de care e responsabil el, regizorul acestor întâlniri. Și pentru asta îi mulțumesc. Mulțumesc. Nu știu dacă tot eu trebuie să vă spun, sau Horia Patapievici trebuia. Evident, anul care începe va continua cu aceste întâlniri. Obiceiul este să se facă ultima joi a luna viitoare, în ianuarie, întrucât se împlinesc 25 de ani de când s-a născut Humanita Superlume. Va fi un an în care vom sărbători noi cei din Humanitas, cu dumneavoastră, întâmplarea care s-a numit Humanitas. Și de aceea mi-am permis să rog pe Horia să mă invite să fiu primul invitat. I-am propus ca temă, i-am sugerat ca temă, întrebarea pe care sunt cel mai mândru, pe care am pus-o în viața mea cuiva, în noi. O întrebare care mi se pare întrebarea crucială a omenescului. Cum pătrunde spiritul în lume? Nu mai țin minte, Noica mi-a răspuns atunci, evident, avea oricând un răspuns. Dar întrebarea asta stă în picioare, indiferent de răspunsul primești. Cum pătrunde spiritul în lume? Pentru că el nu este sondabil. Nu există sondaje pentru pătrunderea spiritului în lume. Ei bine, vreau totuși să rog pe Horia Patapievici să vedem cam în câte feluri intră spiritul în lume. Cum oare ajunge ceva care pleacă dintr-un punct mic, de la o lumânare, nu? La înviere, prinde toată curtea. Cum se întâmplă asta? Există căi detectabile? Mulțumesc, Gabriel. Următorul meu invitat, joi 29 ianuarie, cu o zi înainte de, sau câteva zile înainte de data de 1 februarie, când în 1990 a fost înființată editura Humanitas, va fi Gabriel Liceanu. Și o să mă așez în bancă și
o să ascult cum intră spiritul în lume. Vreau să vă spun că editura Humanitas, care îi mulțumesc pentru găzduirea excelentă pe care ne oferă, are un pahar de vin și covrici pentru dumneavoastră în această seară, un preamul al Crăciunului. Și când vă interes, vă rog, ce am spus la început, focul vetrei sunteți dumneavoastră. Vă mulțumesc!